Bună, dragi scorpioni, aceasta este tarotul vostru pentru luna aprilie. Să vedem cărțile de tarot pentru voi în această lună. Avem așa eremitul, nouă de bâte, nebunul, asul de bâte, regele de bâte și puterea. Ok, de la început simt că ați dori să începeți ceva nou sau să vă îndreptați atenția către ceva diferit, către o călătorie, către pasiune, multe bâte aici, chiar că multe bâte. Dar mai întâi trebuie să treceți printr-o perioadă de izolare, sau ați trecut printr-o perioadă de nu neapărat singurătate, de solitudine, de căutare, introspecție. Probabil căutați și v-ați căutat un lucru, ați căutat adevărul, ce vă reprezintă, ce, nu știu, ce este pentru voi. Poate ați căutat ceva, să vedeți ce vă reprezintă, ce înseamnă pentru voi un lucru anume, poate pasiunea aceasta, iubirea asta, relația asta, ați căutat răspunsuri în singurătate. Dar simt așa că acum nu mai vreți acest lucru. Vreți să ieșiți, vreți să testați viața, vreți să puneți ceva în practică, să puneți în practică ceea ce ați cules, ce informații ați cules voi de-a lungul timpului, poate ce înțelepciune ați deprins din urma unei situații care, într-un fel sau altul, va maturiza foarte mult, da? Este aici multă maturizare, înțelepciune, eremitul acolo. Poate aveți de-a face cu o balanță, da, poate și o balanță, dar și o fecioară, voiam să zic. Păreți să porniți la un drum nou. Vă atrage ceva, poate o persoană foarte pasională, poate un leu aici cu puterea. Vreți să demonstrați poate cuiva sau să vă demonstrați vouă cât de mult ați evoluat, cât de puternici sunteți. Simt așa că ați avut un drum așa pe cont propriu. Poate chiar v-ați simțit singur sau cineva nu v-a înțeles într-un fel și acum doriți să începeți ceva nou, total diferit cu nebunul. Poate un drum, da, un drum foarte nou. Și cu asul de săbii de bâte, pardon, dar poate și un as de săbii aici. După nebunul și asul de bâte, clar, vă doriți să mergeți pe un drum al pasiunii, să mergeți pe pasiune, pe iubire, pe îndrăzneală, pe acțiune. Vreți să acționați în această lună. Mult. Și cu putere. Tot avem aici puterea. Să acționați așa cum vă place vouă, în forță, pasional, pentru că sunteți zodii foarte pasionale și fără frică, clar, fără frică. Nu mai vreți frică în viața voastră, nu mai vreți bariere, poate. Limite, într-un fel sau altul, pentru că nebunul nu are limite. Nebunul visează cu ochii deschiși și ce visează vrea să pună în practică. Și e foarte interesant pentru că sunt aici niște cărți cu eremitul și cu nouă de bâte, ceva care v-a ținut pe loc, ceva care v-a făcut să vă creșteți așa un scut de protecție, să vă protejați de ceva, poate niște persoane, de niște situații. Poate chiar v-ați dorit o călătorie așa mai interioară să vă descoperiți. Să descoperiți un adevăr, să vă descoperiți pe voi, dar simt că nu mai este cazul în această lună. Cred că depășiți acea fază de izolare, de singurătate și vreți să ieșiți la lumină pentru că avem aici multe cărți de foc și de acțiune și cu nebunul și un nou început. Frumos! Să vedem ce alte cărți. Cavalerul de cupe. Soarele, wow! Și cavalerul de monede. Ok. Cred că odată ce ieșiți mai mult, odată ce vă expuneți mai mult, vă arătați pasiunea pentru viață, iubirea pentru viață și așa mai departe, toată energia și
Vă exprimați așa liber, cum vă doriți și pasional și plin de energie, în momentul acela vor apărea două persoane, în mod special, două persoane interesate de voi. Cavalerul de monede cel puțin și-a dorit foarte mult să iasă din pachet și iată-l că este aici. Și deci poate aveți a face cu niște zodii de pământ. În această lună, clar, vor vrea să fie în compania voastră. Sunt două persoane care vor să fie în compania voastră și să vă ofere lucruri diferite. Aici este cineva de apă și aici este cineva de pământ. Deci, Capricorn, Fecioară sau Taur, dar și de apă, Rac, Pești. Și un alt Scorpion, de ce nu? Cu soarele. Da, multă bucurie, multă fericire. Cum am și zis, ieșiți la lumină, ieșiți, vă puneți în practică ideile. Deci sunt niște idei pe care le-ați conceput așa în întuneric, foarte interesant cu eremitul aici, în singurătate, în întuneric, în întuneric, în lumea sa, mai ferită de oameni, ba chiar solitudine, așa, de la această carte care vorbește într-adevăr de solitudine, la soarele care vorbește despre fericire, bucurie, despre iluminare, da? Până la urmă este soarele. Și e un salt pe care îl faceți în această lună sau vă puneți în practică, cum aș zis, poate că ați fost în căutarea unui adevăr, poate pur și simplu v-ați dorit acea călătorie, să vă cunoașteți mai bine. Să vă construiți niște bariere cu nouă debute, să vă construiți așa niște standarde, poate, un scut, să nu vă înțeleagă oricine, să nu pătrundă oricine în viața voastră, să nu... Ați vrut să fiți mai pe cont propriu și asta pentru că vă voia să vedeți cine este de fapt pentru voi, cine este de fapt alături de voi, inclusiv la capitolul prieteni. Pentru că simt că și acești doi cavaleri care au intenții bune pentru voi, da? Simt că sunt niște prieteni. Pot fi și niște prieteni, nu neapărat potențial iubiți, potențial iubite, ci chiar prieteni, oameni de nădejde, de oameni sensibili totodată, dar și loiali, stabili, cu cavalerul de monede. Și probabil că această perioadă de introspecție o să-i lumineze sau v-a luminat pe voi mai bine în ceea ce privește oamenii din jurul vostru. Ați realizat cine e de fapt pentru voi, cine de fapt dorește să depună efort pentru voi și evident și voi la rândul vostru, pentru că regele de bâte singh este energia voastră, la fel. Ați fost acolo pentru aceste persoane, le-ați ajutat într-un fel sau altul și acum oarecum persoanele acestea vin către voi cu niște daruri. Daruri pot fi evident daruri în ghilimele, conversații, idei, iubire. Ceva material aici, cavalerul de monede, poate la locul de muncă, poate o mărire de salariu sau poate o oportunitate, un job, da, cavalerul de monede, deci oameni care vor să vă ofere câte ceva, lucruri diferite, adică diferite între ele. Aici ocupă de iubire o persoană care ascultă, o persoană ascultătoare, mesaje romantice și așa mai departe și cavalerul de monede, cineva care vine cu stabilitate, cu o oportunitate de muncă, de lucru și așa mai departe. Dar avem soarele clar, o mare bucurie pentru voi. Deci cred că e ceva neașteptat faptul că aceste persoane se întorc înapoi sau se întorc la voi și vă oferă ceva sau pur și simplu vedeți noi oameni care se apropie către voi. O să vă încălzească așa sufletul, o să vă bucure pentru că în sfârșit primiți ceea ce ați oferit până acum. Foarte interesant și puterea aici. V-ați învins niște frici într-un fel sau altul. Multă putere interioară. Ok, avem aici vise, mesaje, da, tot vorbeam de mesaje, simboluri, ghidare, semne. Deci, poate că aceste persoane vin cu niște semne pentru voi sau vor veni niște semne, veți avea niște semne înainte ca aceste persoane să intre în viața voastră. Vise. Simt că asta chiar această carte vorbește într-adevăr de vise, visele pe care le avem când dormim. Poate că ați visat aceste persoane în viața voastră. Avem aici limite personale,
Foarte interesant, chiar vorbeam despre limite, da, e și aici alegere, autenticitate, împuternicire. Clar, poate că trebuie să ați ridicat așa ștacheta în viața voastră, adică nu oricine pătrunde, nu, aceste persoane nu sunt așa orice persoane, nu pătrunde oricine în viața voastră, nu intră oricine și avem aici relații. Foarte interesant. Din nou, ideea de oameni, de relații, intimitate, acceptare, freedom, da, libertate, încredere. Cred că în sfârșit aveți parte de persoane în care să aveți încredere. Probabil în sfârșit știți să alegeți persoanele care să vă fie de încredere și cărora să le oferiți încredere la rândul vostru. Este o lună care vorbește despre relații, într-adevăr, despre relații și despre alegerile pe care le-ați făcut voi de-a lungul perioadei, ultimei perioade de, nu știu, câteva luni, la capitolul relații, la capitolul, da, la capitolul relații, pe cine lăsați în viața voastră, pe cine lăsați să vă cunoască și așa mai departe. Ca zodii, ce mi-e în evidență, Fecioară, în mod special, Leu, în mod special. Dar avem și berbec, săgetător, avem și rac, pești și un alt scorpion, de ce nu, dar și taur, capricorn. Da, mai puțin zodii de aer. Zodii de aer nu văd absolut deloc. Cam astea sunt zodiile și mi-e în evidență. O lună plină de chiar intimitate, de ce nu, dar și de relații, de apropiere. Multă apropiere cu anumite persoane speciale din viața voastră. Cam atât pentru voi. Vă doresc o lună extraordinară. Îți mulțumesc că te-ai uitat. Noi ne revedem data viitoare. Pa!